Bă, The Suspect nu e prost, mă, băieți, mai spuneți în comentarii că The Suspect e prost cu smoke-ul ăla. Bă, e cel mai important smoke de pe mapă. Jocuri de gaming pe linkul din descriere. Pe ce-doia. Hello, amigos, și bine v-am găsit la un nou episod de Poliția CSGO. Suntem tot pe DAS 2 la fel ca și data trecută și... Hai să vedem, de la warm-up cu domnul The Suspect nu s-a mișcat până acum deloc, are 0000000, așa că putem să dăm cu 4x până se va mișca. Și să vedem de ce a luat report, de ce este suspect, de ce hau până atunci, până se mișcă el. Opa. Stai că am ratat niște chestii foarte importante. Am înțeles. Ați înțeles ceva din ce a tras băiatul? Că eu n-am înțeles. Am înțeles doar o chestie asta și cred că încă o chestie asta. Nu uitați să dați un like și nu uitați să vă abonați, foarte important, apăsați clopoțelul și nu uitați de reducerea pe PC Garage One Flash, codul îl băgați în coșul de cumpărături, reducere la orice, absolut orice comandă. Vă ajută și pe voi, ajută și canalul, vă mulțumesc frumos dacă folosiți codul. Hai să vedem how. Hai să vedem how. Ești nebun? How. Rămân fără voce. How The Suspect sta AFK la prima rundă, după cum putem vedea. How s-a pus în mișcare. How sare de două ori. How se blochează în bordură. How. O ia și el spre B cu băieții. Bun, nu știu cât asta, cred că asta vreo 10 secunde AFK. Nu mai băgăm în seamă chestia asta, ok? De acum încolo începe distracția. Hai să vedem. Două bife deja de la warm-up sunt prezente. Prezente, le-ați auzit dacă au sunat. Oricum, contul lui The Suspect este... S-a dus, mamă, bine pe Aim. Frumos Aim pe Deagle. Numărul 1, bombă, forță mondială. La fel ca și The Suspect de ieri. Cred că este fratele lui The Suspect de ieri, jur. Doar că am impresia că ăsta nu să fie la fel de prostănat ca ăla și ăsta nu să verifice toate colțurile, gen acum că n-are omul. Taci că nu s-a dus cu ținta pe el, ați văzut? Nu s-a dus cu ținta pe el. A întors ținta când a început a lui să tragă și de un... Parcă el n-ar avea ult. El a nimerit la bulan toți oamenii în cap și prin poartă și prin chestii. Nu că el e norocos, el a câștigat la 649 de vreo 10 ori până acum, 15 ori. Deja nu mai știu ce să facă cu banii și cu norocul, prea mult noroc, frate. Da, asta e chestia. O, nu mă, stai mă, că The Suspect dă prin pe față, mă, dă frumos, pe față prin smoke. Pe față prin smoke. Asta e sloganul lui. Asta e, cum să zic, e sloganul vieții lui, asta e. N-ai cum. Așa trăiește-l. Pe față prin smoke. Forță. Are bomba, și-a dat seama că are bomba, mă, stați așa, că și-a dat seama de bombă. Bun. Plantește pe cutie, nu mai plantește pe cutie, are om în CT cu Nova. Opa, e Lily cu Nova. Oh, și-a spart capul lui Lily, săracuța de Lily. Lily e fată, nu? Adică e nume de fată, cred. Să zicem. Poate fi și băiat, cine știe. Ok. Se duce către B, dă un flash. Mamă, cum îi face aimul pe acasă? Ați văzut cum îi face aimul pe acasă? Mamă, numărul 1, mă, The Suspect. Numărul 1, aproape numărul 2. Ce ai făcut, bobiță? Aproape numărul 2. Hai să vedem. Păi ia că trebuie, mă. Știe pe domnul ăla de acolo, de sus, de pe cutie. Păi doi, mă, băieți, nu uitați că dacă vreți să susțineți canalul și vă place contentul pe care îl facem aici, am zis cotetul. Nu, n-am vrut să zic cotet sau ceva, content am vrut să zic. Dacă vă place contentul, vă puteți face membership și puteți face parte din această comunitate, să fiți mai... Mai nu știu, frate, să susțineți canalul în principiu, nu prea am un principiu la un popoțonăr de astea și ce zic cu familia canalului One Flash, wow, ce drăguț și de astea, nu prea mă pricep la de astea, cred. Trebuie să învăț și eu că, aie, trebuie, da, lăsând gluma la o parte, pentru cine nu știe, am activat de câteva luni membership-urile pe canal. Știu că faza e că, din câte observ la mine, se schimbă foarte des viorii, nu văd aceiași viori în comentarii și așa mai departe. Sunt doar câțiva care sunt constanți și cei care sunt
sunt acolo pe felie să lase comentarii și chestii și să se uite la videoclipuri, dar în schimb cei care primesc notificări se tot schimbă. YouTube cred că tot trimite notificări random la seturi de oameni sau ceva de genul ăsta, la oameni diferiți de fiecare dată. Și cam de asta vreau să vă anunț că avem membership-uri pe canal și o să vă anunț cred că în fiecare episod de acum încolo, ca să știe toată lumea. Facem și noi gangul de membership-uri mare. Că momentan suntem 34 gang. Ok. De asta aspect am încercat ceva aici prin smoke, dar nu pușează smoke-ul, e un pic frică. A lui a dat un flash și el nici măcar nu s-a ferit sau ceva, nu. Mamă, cum dă cu AK-ul, frate. De ce a schimbat pe cuțit? Bossule! De ce ai schimbat pe cuțit, bossule? Stai așa. 7-1-1 are băiatul, e forță. E forță, se duce la B de data asta. Ok, mamă, și pușează băieții. Voi vedeți că și-a dezactivat aimul sau nu-i merge aimul prin wall, era să zic, doamne, prin smoke. Ia uite-l, cu ținta direct pe Robin, ești de un, cu ținta forță, direct pe Robin. Bun. Îi dă cap, îi sparge capul, hau, hau, de data asta a dat cap. Parcă n-am mai sărit așa rău, ați văzut cum se muta imaginea cu totul. Dar, în fine, sper că n-a făcut el ceva reglaje pe acolo și a dat... Și-a dat treaba mai încet. Ce-i cu smoke-ul ăsta? What? Asta e cel mai bun smoke de pe DAS 2. Deci smoke-ul ăla dat de suspect. Bă, de suspect nu e prost, mă, băieți. Mai spuneți în comentarii că de suspect e prost cu smoke-ul ăla. E cel mai important smoke de pe mapă. Fără ăla? Fără smoke-ul ăla? N-ai cum să râzi de ăla de care l-a dat, știi? Și dacă nu râzi, nu te bine dispui și dacă nu ești bine dispus, nu joci bine. Smoke-ul ăla e cheia succesului, mă, băieți, e cheia succesului să te distrezi, să râzi, să îți vină cheful de viață, cheful de joc, cheful de astea. Ești nebun să te revergorezi un pic care este ea situația, ești nebun. Că atunci când situația e prea... nu-mi vin cuvintele acum, când este prea încordată... atmosfera din meci între membrii echipei, trebuie să existe un smoke din ăsta, este, v-am zis, cel mai important smoke. Și vă dați seama, când ai dat smoke-ul ăsta, toată lumea se pișe pe-a de râs, râde de tine, asta e, dar se bine dispune și intră altfel glonțul când ești bine dispus. Ce ai făcut, Gogule? Am dat-o pe psihologie, pe astea, filozofie, nu știu ce dracu am făcut, dar am făcut ceva, forță. Haide să vedem, mamă, de data asta, no, asta nu e bun. Ăsta nu e bun. Ăsta nu e bun. Nu e bun. Nu e bun. Nu e bun. Nu. N-ai ce să faci cu smoke-ul ăla, uite. Bine, chiar nu e bun acum ăla, că stăm să o luăm serios și lăsăm glumele la o parte și așa chiar e varză. Am zis că îl dă la colț, dar l-a dat la celălalt colț. Nu știu ce scop are smoke-ul ăla. Aha. Bă, ăsta și-a scos aimul, mă, ești nebun? Ăsta și-a scos aimul. Voi vedeți că ăsta și-a scos aimul? Mamă, cred că i-au zis băieții, mamă, report, astea, te tăiem, te rupem în două, te băgăm, mamă, te băgăm în sobă iarna să ne încălzim cu firai, mamă, cred că i-au zis de toate, de s-a speriat, a făcut chestia maro pe el și gata, a scos saimul, că a zis, mamă, stai că, o să iau bani, niște, mă, o să iau bani, dar wall-ul nu l-a scos, wall-ul nu, de ce să scoată, mă, și wall-ul? Doar ai, mă, că se vedea direct, te uitai la el, era în fața ta și îți dădeai seama că omul rupe aimul în două, ești nemun? Reveni la subiect. Avem două bife. How? Griffin. Nu. Griffin, doamne. Scripturi, nu. Și Griffin îl iertăm pentru alea 10 secunde, nici nu au vreo relevanță. În fine, noi mai dăm ca stată FK acolo un pic rahat. Nu știu, nu cred că a făcut Griffin cât mă concentram eu. Că mă concentram să vorbesc cu camera. Eram aici foarte focusat. Dar nu, lăsăm Caterinca la o parte. Nu cred că a făcut Griffin. Două bife sunt de ajuns. Contul este shutdown. S-a dus pe apa sâmbetei. Și verdictul s-a dat. Așa că sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să apăsați clopoțelul, dați un follow pe Insta, un flash cu 0, nu uitați de codul de reducere la PC Garage, un flash exact ca numele canalului. Vă zic pe toți, aveți grijă de voi și vă urez o zi cât mai zi, să fie bine!